Salut prieteni. Astăzi vom vorbi despre două reptile care ambele sunt veninoase, care sunt veninoase. În prima dată vom vorbi de dragonul de Komodo, care este cea mai lungă șopără pe planetă și monstrul Gila care este agresiv și micuț. da, dar este un prădător? Dragonul de Komodo versus monstrul Gila. Cine va câștiga această la această luptă? Se vede Monstru Gila poate ataca iepuri uriași, iar dragonul de comodo poate mânca capre cu totul, sau chiar și șerpi veninoși. Dragonul de Comodo are 3 metri lungime și 100 de kilograme. Este cea mai grea și mare și părlă din lume. Iar monstru Gila este mic, nu atinge metru, dar nu este letal veninou din fericire. Ci re. Veninul dragon de comodo poate produce paraliză și după aceea să mănânce într-o săptămână după ce moare. Iar monstrul Gila mă mușcă pe neîncetate până prada renunță. Dragonul de comodo se poate întâlni pe insule indoneziene, mai ales pe insula Komodo, iar monstrul Gila se poate găsi în Mexic. Este retal veninul? Dragonul de comodă poate omorâ persoană, chiar mai repede chiar poate să omoare un animal. Dacă este mic, o mănâncă direct. Dacă prada este mare, doar lasă veninul și peste o săptămână o găsește prada moartă și o găsește, o găsește și o va mânca. Monstrului Gila, veninul nu este letal din, din fericire, v-am mai zis încă o dată. Și poate, poate, îmi face... Dar nu vă stresați, când într-o săptămână rana se va face coajă și se va vindeca cu ajutorul doctorului. Cu toții știm că în luptă trebuie să moară unul, dar dacă s-ar întâlnit monstrul Gila cu dragonul de comodă, cine va câștiga? După mărime ne putem vă da seama cine va câștiga, dar și, chiar și după kilograme. Cum moară aceste reptile? Le Dragonul de o zdrobește de toți pereții, iar monstrul gila apucă botul și o începe să înghită. Vă las câteva secunde să ghiciți cine a câștigat această luptă. Pentru ziua de astăzi, Cine a ținut cu dragonul de comodă a, a luat victorie, iar cine a ținut cu monstru Gila și-a luat palmen cap. Deci, din păcate, monstru Gila a devenit pradă al dragonului de comodă pentru astăzi, sărăcuțu! Vă mulțumesc pentru vizionare! Dacă mai vreți să faceți videoclipuri de astea, înscrieți-mi în descrieri! Pa!